Pui, și gata, plecăm din Cambodgia, merem către Malaezia și sperăm că o mânca mult mai bine. No, gata, sunt la aeroportul ăsta din Phnom Penh, nu știu ce avion e ăla. Și hai că mâncăm undeva și când ajungem în Kuala Lumpur, în aeroport, sper să mă duc să mănânc un ayam penyet besar. Mamă, n-aveți idee, o să vă arată, n-aveți idee. No, mi-am luat Chinese fried rice. Hai să vedem cum ar fi. Mama mea, arată interesant, sper să fie bun. Mă, supa asta e chiar bună, e ca o leveșă. Și orezul ăsta e cam nașpai. Vechi și rece, mă. No, asta este, mă. No, am ajuns. Încă soarele pe cer, înseamnă că e bine că nu a început Ramadanul. Atunci nu cred că mai aveam loc acolo, frate. Hai că avem loc, numai să meargă repede tot. Am aterizat în Kuala Lumpur. Uitați-vă, acolo scrie Keluar Exit. Ai, ai, hai să merem repede, repede. Uai. No, bun, hai că m-au încurcat ăștia că mai au un control la bagaje, cum ar veni, iar trebuie să le scaneze. Deci trebuie să ajungeți etajul 2. Eu nu știu unde să am o arrival. Uai, ce m-am enervat. Cred că acolo e. Cred că ăsta e. Mă, ăsta cred că e food arcade-ul. O, deci îți la etajul 2, am crezut că nu îți la etajul 2. Și ultimul, uite acolo e Nasi Kandar, e ultimul unde e sala de mese. Îl vedeți acolo? E chiar acolo, la geam. Nasi, oai de viața mea, deci nu mai pot, frate, nu mai pot. Deci cum ieșiți? Acolo e. Deci cum ieșiți de la arrival? Uitați, I am penyet, hai repede, repede, repede. Hello. One I am penyet besar. Deci aici se termină tot, da? 20 de lei o costat. Hai că mai luăm și un iced tea de ăsta, ca lumea nu mizerii de alea, cum am băut până acum. Mi-a aici un Nasi Kampur. Trebuie să încercați și asta, mama mea. Hai că eu te patrulesc pe aici, că te pe aici stau numai să-mi vin o dată. I am penyet besar. Fiți atenți când tremură mâna. Uiuiuiuiui, uitați-vă la plating aici, nu, mizerii. Aia am penyet besar înseamnă pui zdrobit. Uita, sambalul. Uiuiuiuiui. Hai, stii, mama mea. Bă, stați aleacă. Mai știu de capul meu imediat. Bă, deci stați că n-am cum să pun telefonul ăsta să mă vechez cu mine. Deci prima oară trebuie să mirosesc tot. Bă, fii atent aici. Fiți atenți aici, mamă mia, zice. Oi, oi. În sambal. Am băgat în sambal, mamă. Mă tremură mâna, mă, de la emoție. Dar bine. Excelent. No, bine, hai că parcă îmi revin așa o lecuță. Am nu vă imaginați că e cea mai bună mâncare sau ceva. Dar să ai practic în aeroport o mâncare care să fie mai bună decât 99% din lăturile pe care le-am băgat în Thailanda, Laos și Cambodgia. Deci așa ceva mai rar, mă înțelegeți? Așa ceva mai rar. Sos sambal, ayam besar, mama. Deci hai să văd cum faceți. Nu la mână, uitați-vă la crusta asta mea. O băgați un micuță. Ne, hai bă, că nu mai pot. E prea mult sambal. E ok. Trebuie mai o lecuță, bă. Nu, luați un pic de șantă. Vă înțelegeți? Nu au lecuță. Vă dați în sosul ăsta. Perfect. Fiți atenți. Uai. Mamă.
extraordinar. Mai extraordinar. Un deliciu culinar. Mamă mie. Hai că mai bag și mere. No, bine, și mere. Și ideea e să luați ăsta. Dacă mereți în centru, mie asta mi se pare cel mai ok. Clia Express la tranzit. Și gata, am pornit. Happy face. Băi, mă ustură buzele de la sandalul ăla, da. Mama mea, mai rar așa ceva. Și am ajuns la etajul 31. Mi-a dat exact apartamentul pe care mi l-a dat ultima oară când am fost aici. Nu știu dacă am mai filmat atunci, cred că pe canalul celălalt. Da, sta să aprind becul. Hai că nu pot, ăsta-i mă. Ha? Nu pot porni. A, uite, nu găseam ăsta de aer condiționat. Deci, făinuți 40 de euro pe noapte sau sub, poate, nu știu, 38. Mașină de spălat acolo pe balcon. Eu tot ce stau la Robertson. Am mai stat în două locații, nu mi-au plăcut. Ai tot lângă tine. Ai strada aia cu mâncare acolo. Spitalul chinezesc. Deja le știu pe tăchi aici. Dar e ok. Și aici hârtia nu e tocmai cea mai... E un pic mai dezamăgitoare. Nu e rea, dar nici foarte bună nu-i. Și mai dă una aici. Stau aici 6 zile, șarpele, poți deși de jamurile, aici, curat, făinuț, pat, bă, mi-a rupt spatele, mă. Deci patul ăla din, unde am stat, în ce țară am fost, am? În Cambodgia. Deci știți cum dormeam? Deci jumate din plapumă era sub mine, jumate păstă mine. Ăsta e de la mediu. Haos! Măcar mâncăm. Bine, am știți că nu prea îmi place mie Kuala Lumpur, dar măcar mânc condiții. Da, bine, dincolo am plătit pe apartamentul ăla numai nici 30 de euro pe noapte, dar era și mult mai mic. Calea din Filipine. Dar în fine, hai că ne auzăm zilele următoare. Fui, da, deci nu știu ce s-a întâmplat cu o filmare, că nu o mai găsesc. Deci ce s-a întâmplat în Kuala Lumpur, mi-am comandat hummus și vă povesteam că am vrut să-mi iau DJ Osmo Pocket 3, da? Și m-am dus la ei la mall, m-am jucat cu camera aia, am zis că-mi place și a doua zi am zis că nu, îi cumpăra-o și m-am dus și mi-am schimbat vreo 2000 și ceva de lei, bine am euro în ringhiții lor și m-am dus iară la mall și am zis nu, vreau să cumpăr camera și mi-a zis că nu o poți cumpăra, că trebuie să aștepți 2-3 luni, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată, adică și GoPro-ul l-am cumpărat la câteva luni după ce a apărut, camera aia a apărut cred că anul trecut, nu. Și atunci nu mi-am putut lua DJ Osmo Pocket 3 și o trebuie practic să umblu după aia să-mi schimb banii înapoi în euro și dolari și nu știu ce și îți vedea cum a evoluat și vă las cu continuarea clipului din apartament când mâncam hummus, dar cred că am cam terminat de mâncat. No, îți vedea. A, și încă o chestie. Deci aici am avut hârtie de aia nașpa și mi-am luat șervețelă. Bă, și mi-am luat o hârtie, mi-am luat o hârtie la 4 lei bucata. Am zis, bă, e scumpă, dar e de calitate. Dar stai să vedeți, mai ce ți-a pune luat. Bă, nu știu, în călătoria asta, tot chestii de-astea dubioase mi se întâmplă. Mă înțelegeți? Deci, asta era aia de la hotel, de la apartament, am. Bă, o trecut în prima zi, două de-astea s-au dus. Da? Fii atent. Și uitați-vă la asta, nu? Vedeți culoarea? Și nu, o înlocuiesc pe asta, da? Cu asta, uitați-vă. Bă, și nu știu ce o înlocuiesc și... Bă, de la culoarea asta nu-ți mai dai seama. Deci, bune. Bă, te stai, te uiți și zici... Bă, frate, eu nu-mi dau seama. Mă înțelegi? Pur și simplu nu faci diferența. Dacă era alb, îți dai seama. Deci am venit cu taximetristul ăla ce v-am arătat. Și nu mi s-a întâmplat niciodată. Voi pune clipul. Bine, nu se vede pe clip nimica, dar se vede la sfârșit cum înșurubează sticla. Meream
pe, no, conducea și îmi zice la un moment dat I need to in the battle, știi? Și zic, am crezut că n-aud bine, zic, mai ales că era chinez sau nu știu ce era. Și zic, sorry, și zice, I need to in the battle, da? Trebuie să folosesc sticluța, da? Și zic către el, nu, ok, ce să-i zic? Și văd, poc, își dă, bine, eu n-am văzut nimica din fericire, își dă pantalonii jos, deșurubează sticla, își face treaba, o înșurubează și îmi zice thank you și na. Băi, n-am, chiar n-am mai pățit și chiar nu înțeleg, nu poate ieși din mașină, că și în Dubai am auzit că-s din asta, că lucrează, nu știu, 16 ore pe zi, da. E dubios rău, prea dubios. No, am venit în zona asta că ieri am mai fost pe aici și am văzut că este mâncare, dar undeva pe-n partea. Hai că mă duc. Bă, nu-mi zic că ori închis ăștia, că ieri am venit pe aici pe la 1, 2, am uit 3 și nu-i mai văd. Poate sunt un pic mai încolo, nu știu, nu mai țin minte exact. Bă, cred că-s chinezeș, hai că mă duc către unde stau eu, că acolo mai era ceva, Malezia. Mă bag pe aici și mă duc roată. Așa, am rezolvat problema cu banii. Merez la Mid Valley, îi zice mall, acolo sunt multe exchange-uri. Și... ce este? Un bistro. No, și am schimbat în dolari și în dolari hongkongieni. Și nu prea am pierdut mare lucru, a fost ok. De ce zona e aici? Cred că mai de imigranți. Că aici sunt mulți indieni, asiatici. Dar nu știu exact de ce vine aici, că salariile sunt proaste. Minimul cred că e undeva la 1500 de lei. Și lucrează 6 zile din 7. Hai că merem la un nasi kandar. E un fel de împinge tava nasi kandarul și îți alegi tu ce vrei și vă arat ce mi-e alegă. E, și șaormeriile sunt deschise. Deci ăsta-i. Oldest nasi kandar. Nu știu dacă, hai să vedem cum deschis. No, bune, hai să vă arat mâncarea adevărată, nu lături, da? Deci orez. Îți spune ce sos vrei peste el. Pui, da? Ai ceapă din aia, ceapă de aia dulce care se pune pe rață. De obicei cu pieptul de rață mere. Astea îmi plac, mama mia. Două feluri de ouă. Ăsta e de la mai uscat. Și îți mai poți alege tot felul de chestii. Deci ăsta e nasi kandaru, mă înțelegeți? Hai să vedem cum e. Și... mango lassi. No, bun, îi zice. Hai să vă arăt. Iată, cântă muzica aici. Picant. Hai să vedem cum e, cum zice, ouă ăsta. Vedeți că are încă coja pe el. Mm.
Deci asta e ou sărat, asta e ou normal. Can I also have one water? Yeah. Băi bun, mango lasă. Deci meniul ăsta e mai bun decât 99% din mâncărurile pe care le-am băgat, nu știu, în Thailanda, Laos, Cambodgia. Așa zici că-s cartofi sau ceva. Ce nu-mi place aici e orezul. Na bine, hai că gătăm. Deci meniul ăsta a costat 22 de lei, cam așa. No, bun, hai că-l bag și mă duc și ne auzim mai încolo. No, a venit Saraci la Robertson și merem să băgăm un Nasi Lemak. No, aștept taxiul, e sară, 10, o ploiat. Băi, răcoare, deci aici cred că dacă ploaie sara, pe la 9-10 chiar se răcorește. Și merem să băgăm Nasi Lemak la unul dintre cele mai cunoscute restaurante de Nasi Lemak din... Era să zic Galați, de Kuala Lumpur. No, deci ăsta e Wanjo. Bă, dar câți angajați aici, ești că sunt mai mulți angajați decât lume. Hello, sir. Dine in. This dine in. Yeah. Hello. Nasi Lemak. Sorry? What do you want? Thank you. Nasi Lemak. Nasi Lemak means you have potato, chicken, seafood. Chicken. Chicken. Yeah. This one fried chicken, chicken, small chicken. Oh, fried chicken. Chicken. Okay, not fried potato? No, no, no potato. Beef? Yeah. I have beef down there. Yeah, yeah, beef, beef. You have iced tea, lemon iced tea. Iced lemon. 1950. Na, bun, fiți atenți la Nasi Lemak ăsta, da? Ăsta e rendang sau randang, nu știu exact. E ca un fel de tocăniță. Și în rest e exact Nasi Lemak, orez, sos sambal, legume din alea, ou și scrumbii de alea sau ce, și bineînțeles puiul. Îți poți alege și cu miel sau altceva, dar de obicei cu pui pe ăsta. Mă bine, uai, mamă mea. Hai să vedem rendangul ăsta. Extraordinar de bun. Cât a costat? 20 de lei. Mamă. Bă, mai rar așa ceva. Hai să vedem sosul sambal. Bă, e bun rău. Mult mai bun decât dincolo. Aici trebuie să veniți să mâncați. Nu soi. Bă, hai că am schimbat camera, că pe GoPro ăla nu prea se vedea mare lucru. Aici mai vedeți ceva? Deci da, rendangul ăsta, mama mea. Se seamănă cu gulașul. Ne. Ușor de ăsta, cum scrie la carte. Mamă mea. Ai, ai.
Extraordinar. Așa ceva mai rar. Mă înțelegeți? Mamă mia. Aici chiar cu bunii știu să facă fried chicken, nu nebunilinarea. Tailandeze și prostii. Aici nu se joacă. Asta îmi place. Deci ori mânci ca lumea, ori dă-mi pace. No, bine mă, păstă medie, n-am ce comenta. Ar trebui să veniți să încercați pe aici. E? Ne auzăm mâine atunci. Hai că plecăm să mâncăm. Unde? Aici era să-mi iau țeapă, că nu se închide ușa, vedeți? Trebuie să trag de... Mi s-a mai întâmplat așa și mi-am învățat lecția mai de mult. Cred că la hotel. Și de atunci atât timpul verific, o împing înapoi. Ni, etajul 31. Bă, cred că vine ploaie. Ba nu. A. Bă, ochelari ăștia și ieri, m-am crezut că vine ploaie. Și m-am panicat ăla. Văd maro tot. No, bun. Bă, stai că n-am comandat taxiul. Bă, hai să și comandăm. 8 minute, bă, ce bine. Bă, amu, eu sper că îi dă ăsta fără sticluță la el. Ăsta pare a fi indian. No, cred că a fi ok. A, da, și merem la McDonald's, nu știu dacă v-am zis. Fiindcă dacă veniți în Malaysia, trebuie să merezi la McDonald's, bine și în Asia în general, fiindcă au meniuri tradiționale. Da, aici au nasile mag, nasi, ayam, nu știu ce. Da, și în alte țări din Asia, nu. Și hai că așteptăm taxiul. Ai, no, am ajuns. Am intrat înăuntru mai înainte. De fapt, ăsta e afară. Bă, fii atent ce asta, Nissan. Aia. Crezu că e Ferrari. Nu, Volkswagen. Asta cred că e 5 sau 6, nu știu. De asta te m-am gândit să-mi iau la un moment dat. Dar bine, am n-are sens să dau atâția bani. Dacă mi-ai luat altă mașină, probabil îi dau 1000-2000 de euro maxim pe ea. A, stai că aici n-ai voie să mânci afară, mă. Uitați-vă, nasi lemak, ayam goreng. Mamă. Bă, dar unde comand, frate? Da, e bine că n-au pus astea în celălalt capăt al mall-ului. Stai că iar îmi veni nimica pe chelare. Hai mă, duce pe acela. Login cu tot. $15 un meniu aici. Nu-mi vine să cred. Hai să iau și un burger, că mai țin minte cum era. Unde e cheeseburgerul? 11 lei, da, nu știu care e faza aici în Asia, dar în multe țări cheeseburgerul e extraordinar de scump. A, nu mă, ăsta e dublu, e 7,60 lei. No, în Thailanda era 12 lei sau cât. Băgăm și unul a la carte și băgăm și un picuț de desert. Lotus Biscoff, nu știu ce e asta. Hai să bag, să văd ceva. Ceva chestie nouă. Și total 30 de lei, 29. No, ia uitați-vă ce e aici. Ma, sosul sambal. Hai să vedem cum a fi. Și dacă desfăcem asta. Mama, extraordinar. Wow. Nasi lemaku, sosul sambal, hola. Mama, hai să vedem. Hai să începem așa ușurelul, mă. Hai că de fapt pun camera cealaltă, că asta nu ajunge destul de sus să filmez. Asta e puiul picant. Hai să vedem și sosul sambal. Deci bă, acolo unde am mâncat aseară, sau bun, unde am mâncat în timpul zilei, nu că nu știu ce. A fost ok, dar nu m-aș mai duce neapărat acolo. Hai să vedem burgerat. Mai e bun. Armere cu niște cartofi.
Hai să văd și asta. Bunuță cu caramel. Da, mă, deci cam atât ai aici în Malaysia. Eu îl bag și pe ăsta imediat. Din punctul meu de vedere, dacă luăm țările mai la est de India, aș zice că Malaysia, Indonezia sunt cele mai bune din punctul ăsta de vedere al mâncării, da? Au cea mai bună mâncare. Am uit discutabil, poate altora le place mâncarea vietnameză, altora, nu știu, japoneză. Mie mi se pare că mâncarea asta, nu știu, le are cam pătăche. Adică au o grămadă de feluri, se poți face tot felul de combinații. Mai au și alte chestii, au cu noodles, na. Am nu le-am putut mânca pătăche. Nu. Și am mâncat în clipul ăsta, clar, au alunecat atunci. Și ne auzim data viitoare din Hong Kong.